A fost o tentativă de lovitură de stat. Și încă o dată, fraților, vă spun lucrurile astea ca persoană care cunosc nu din auzite ce s-a întâmplat, de pildă, în toamna anului 2003 la Tbilise și ce s-a întâmplat în toamna anului 2004 la Kiev. Revoluția respectiv rozelor și Revoluția Portocalie. Vă rog frumos să vă concentrați asupra acestor câteva elemente fundamentale care diferă de ce s-a întâmplat în primăvara lui 2009 la Chișinău. Acolo, Comisia Electorală Centrală și într-un caz și altul nu a recunoscut legalitatea și relevanța rezultatelor electorale și OSCE și Consiliul Europei, cele două organizații internaționale care sunt abilitate să monitorizeze alegerile, au spus, domnilor, scrutinul n-a fost democratic, exercițiul nu a fost unul relevant. Prin urmare, opoziția democratică din Georgia și respectiv peste un an din Ucraina au avut tot temeiul să iasă în stradă, spune, fraților, repetați alegerile, nu ne place cum s-au trucat rezultatele și ce metode s-au utilizat. În Republica Moldova, pe 5 aprilie, au loc alegerile. Așa cum au avut loc. Putem să ne pronunțăm în mod diferit. Noi, ca cetățeni, ca actori politici, ca ziariști, cum vreți. Însă, a fost o chestie de obligație politică, juridică, morală, cum vreți, să se aștepte două concluzii. Concluzia Comisiei Electorale Centrale, și Comisia Electorală Centrală nu terminase numărarea voturilor și nu a anunțat nimic încă în momentul în care lumea a fost chemată în stradă și când s-au contestat rezultatele alegerilor. Și OSCE-ul și Consiliul Europei, prin reprezentanții săi, nu au adus nici o acuzație calității exercițiului electoral. Asta nu înseamnă că nu au fost anumite încălcări. Asta nu înseamnă că nu au fost anumite măsluiri. Asta nu înseamnă că nu au fost anumite abateri de la normă legală. Însă, scrutinul a fost considerat ca fiind unul relevant. Despre asta este vorba și democratic. De aceea eu vreau să repet și cu această ocazie. Pentru mine este absolut, pornind de la întrebarea dumneavoastră, pentru mine este absolut clar că organizatorii protestelor din 7 aprilie au avut două planuri în cap. Planul A. Câștigăm alegerile și ne cocoțăm la guvernare. Planul B. Nu le câștigăm, le declarăm falsificate și preluăm puterea prin metode diferite de cele democratice. Asta e absolut clar.